Bună ziua! Invitată astăzi alături de mine la Puterea Știrilor este doamna Viorica Dăncilă, fost premier al României. Bună ziua, doamna Viorica Dăncilă, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Actualul premier al României, domnul Ludovic Orban, a anunțat asumare pe alegerile primarilor în două tururi, asta după ce și-a asumat mai multe proiecte de lege, cel mai important fiind chiar bugetul de stat. Încurcă strategia Partidului Social Democrat asumarea, trecerea la alegerea primarilor în două tururi? Nu putem vorbi de faptul că încurcă un partid sau altul. Trebuie să pornim de la ceea ce înseamnă asumarea pe alegerea primarilor în două tururi sau asumarea pe bugetul de stat. În primul rând, acest lucru este o încălcare a democrației, pentru că asumarea presupune că nu sunt dezbateri în Parlament, că încerci să sar de legislativ și tu ca executiv să-ți asumi toate aceste legi care, în mod normal, trebuie să dezbătute. Legat de alegerile în două tururi, este clar că domnul prim-ministru, guvernul PNL, nu înțelege faptul că regulile nu se schimbă în timpul jocului, că Comisia de la Veneția a recomandat ca cu 6 luni înainte de alegeri să nu avem schimbări în legislația electorală, că însuși Consiliul Europei, Asociația Parlamentară a Consiliului Europei, a spus că nu trebuie realizat acest lucru, pentru că dacă se fac aceste schimbări, asta înseamnă că putem să favorizăm pe cei care sunt la putere. Dar toate aceste lucruri nu contează și este regretabil faptul că vin din partea celor care până mai ieri spuneau trebuie respectate recomandările Comisiei de la Veneția, trebuie ca decizia să fie luată în Parlament, trebuie mai multă transparență, trebuie ca la decizie să participe toți factorii implicați. Și iată că acum... E un virus al opoziției, al puterii? Nu știu dacă este un virus, dar vedem că este un guvern care vrea să îndeplinească și rolul de legislativ și pe cel de executiv. Este un guvern care tocmai condamna acest lucru și face ceea ce au condamnat înainte. Legat de alegerile în două tururi, trebuie să înțeleagă un lucru. Partidul Social Democrat nu se teme de alegerile în două tururi, dar nu este corect să se întâmple acest lucru. Pentru că în urma unei analize, în urma unui studiu, s-a constatat că doar 12% dintre cei care nu au fost primii la alegeri în preferințele electoratului în primul tur, au fost cei care au pierdut în turul 2. Marea majoritate sunt cei care au câștigat și în turul 1, au fost cei care s-au bucurat și de susținerea electoratului și în turul 2. Mai mult decât atât, la alegerile locale, oamenii iau în considerare ceea ce a realizat edilul localității în cei 4 ani de mandat. Pentru că fiecare primar a venit în fața comunității cu un program, așa cum noi am avut un program de guvernare, a venit cu un program și a trebuit să îndeplinească cât mai multe promisiuni din acel program, pentru că acest lucru îi dă credibilitate pentru alegerea, pentru un nou mandat. Deci eu cred că toate aceste lucruri sunt, de fapt, abuzuri ale acestui guvern și arată faptul că în loc să se preocupe de probleme importante pentru țară, gândesc numai prin prisma avantajului de partid. Știu că Partidul Social Democrat a anunțat că va depune o moțiune de cenzură. Cum stau calculele la acest moment? Câte voturi are Partidul? Partidul Social Democrat a anunțat, președintele interimar Marcel Ciolacu a anunțat că depunem moțiune de cenzură. Acest lucru a fost discutat și în Comitetul Executiv Național și, după cum ați văzut, președintele interimar a spus că avem destule voturi astfel încât această moțiune să treacă.
Dar nu cunoașteți exact situația voturilor? Vom vedea în ziua votului, pentru că știți foarte bine că eu am mai trecut prin aceste situații și negocierile se fac până în ultima clipă. Doamna Dăncilă, ați fost candidatul Partidului Social Democrat care a obținut cel mai mic rezultat vreodată la alegerile prezidențiale. Credeți că Partidul Social Democrat s-a întrebuințat de capacitatea maximă în campania electorală pentru prezidențiale? Putea mai mult PSD? Aici sunt două aspecte. Unul este legat de scorul obținut la alegerile prezidențiale. Să nu uităm că în 2014 candidatul partidului, Victor Ponta, era premier și avea contracandidat primarul de la Sibiu. Partidul era foarte bine consolidat, nu am avut atunci probleme atât de mari ca în anul 2019, mă refer la arestarea președintelui partidului, la scorul obținut la alegerile europarlamentare și bineînțeles că scorul și mobilizarea a fost mult mai mare. Viorica Dăncilă a candidat împotriva președintelui în funcție. Viorica Dăncilă nu mai era premier, deci lucrurile au stat cu totul altfel, iar partidul venea după, așa cum am menționat, după un rezultat slab în alegerile europarlamentare și după arestarea președintelui de partid. Mai mult decât atât, a fost o perioadă foarte scurtă în care a trebuit să consolideze partidul, pentru că nu a fost ușor să ții partidul unit, să mergi înainte. Erau tabere în partid la acea vreme? Totdeauna sunt opinii diferite și este normal ca într-un partid să fie, nu toată lumea să împărtășească aceleași idei sau să meargă în aceeași direcție, trebuie fiecare să-și spună punctul de vedere. Dar să nu uităm că am intrat în turul 2, că am obținut un număr de peste 3.330.000 de voturi, un număr de voturi pe care, dacă îl menținem, este mai mare decât numărul de voturi pe care l-am obținut la parlamentarele din 2016, ceea ce ne-a permis să intrăm la guvernare. Oricum, eu am luat în calcul acest lucru, am văzut că am pierdut alegerile, am văzut scorul, am înțeles că trebuie să fac un pas înapoi, pentru că partidul are nevoie de o relansare pentru câștigarea alegerilor locale și parlamentare. Deci era o capacitate maximă? Ceea ce a obținut partidul atunci era la capacitate maximă? Putea mai mult? Părerea mea este că se putea mai mult. Partidul Social Democrat este un partid care are structuri puternice. Eu cred că se putea obține mai mult în alegerile prezidențiale, dar le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și care au crezut în Partidul Social Democrat. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat și au acordat încredere candidatului Partidului Social Democrat. S-a spus că echipa de consilieri pe care ați avut-o v-a izolat cumva de partid și s-a spus chiar că ați ascultat foarte mult de consilieri și foarte puțin de către membrii partidului, de către colegii de partid. Cât adevăr există și cât zvon? Nu este adevărat acest lucru. Am avut o echipă care, din punct de vedere al abordării campaniei electorale, m-a sprijinit foarte mult și cu care am lucrat foarte mult. Dar deciziile pe care le-am luat cu echipa care a condus alegerile europarlamentare din punct de vedere al strategiei de campanie, nu s-a suprapus pe deciziile de partid. De altfel, Olguța Vasilescu a fost cea care a condus campania electorală pentru prezidențiale. Nu, știți cum este. După ce un lider face un pas înapoi, de fiecare dată căutăm să-i găsim defectele. Sper că acest lucru să se schimbe. Am văzut că președintele interimar a condamnat, și sunt de acord cu domnia sa, faptul că am dat jos două guverne, că ne-am îndepărtat liderii, foștii lideri sau foștii premieri. Sper că acum să înțelegem că nu câștigăm mai mult dacă îndepărtăm un fost lider sau un fost premier
pentru că vin alții care cred că dacă îl critică pe cel care a fost înainte, este cu mult mai bun. Cred că și acest lucru va intra în reforma Partidului Social Democrat. Revenind la echipa de consilieri, cine v-a propus echipa de consilieri cu care ați lucrat la Palatul Victoria și ulterior ați lucrat și în campania prezidențială? Eu am contactat echipa. Deci a fost o echipă formată de dumneavoastră, da, nu a fost impusă? O echipă, nu, n-a fost o echipă impusă. De fapt, nimeni nu putea să-mi impună o echipă cu care nu mă înțelegeam sau care nu mă regăseam ca și lucru, ca și mod de a lucra. Nu, a fost o echipă pe care am lucrat foarte bună, o echipă pe care o apreciez foarte mult din punct de vedere al strategiei de campanie, din punct de vedere al evenimentelor. Echipa de consilieri pe această latură și-a făcut datoria. Îmi amintesc că la un moment dat domnul Miron Mitrea intrase în campania dumneavoastră electorală, dar a plecat după foarte puțin timp. Ce s-a întâmplat atunci? Domnul Miron Mitrea, da, a intrat în echipa de campanie. De fapt, dânsul a vrut să ne sprijine. Dânsul v-a contactat sau dumneavoastră pe el? Ne-am contactat, am discutat, ne cunoșteam. Gândiți-vă că sunt în partid de 24 de ani. Cunosc foarte mulți dintre vechii membri de partid, dintre membrii noi de partid. Deci îl cunoșteam pe domnul Miron Mitrea. Domnul Miron Mitrea a vrut să mă ajute. Problemele au fost că au existat neînțelegeri la nivel de partid, nu la nivel de domnul Mitrea și echipa care conducea campania din punct de vedere al strategiei. Adică partidul nu prea a fost de acord? Nu se băgau în probleme de partid. Nu cunoșteau partidul, nu se amestecau în probleme de partid. Deci îmi spuneți că cei din partid nu au fost de acord cu implicarea lui în campanie? Au fost voci care au comentat acest lucru. Am încercat ca toate disputele, toate nemulțumirile să le acopăr astfel încât să nu ne consumăm energia pe disputele din partid și să încercăm să obținem un rezultat cât mai bun pentru alegerile prezidențiale. Aminteați adineaur de doamna Olguța Vasilescu. În ce relație mai sunteți cu dânsa după ce ați părăsit funcția de președinte al partidului? Discutăm la partid. Când ne întâlnim, discutăm. Nu vă sunați? Nu. Nu. Doar la partid? Discuțiile când la partid. Sunt discuții formale? Știți cum este? După cât ești într-o anumită funcție, te sună toți. Din păcate, după ce nu mai ești în funcția respectivă, toți sunt foarte preocupați de a discuta cu noul lider și consideră că dacă discută cu cel care a fost înainte, într-un fel... Creează o dispută. Nu, cu toate că eu nu-mi doresc această dispută, susțin echipa care va candida la congres, pentru că de fiecare dată am crezut și nu o să-mi schimb acum această credință că dincolo de oameni, partidul trebuie să meargă înainte, că odată poate ești în bază, odată poate ești în vârf, dar trebuie să rămâi același om și să încerci de fiecare dată să aduci consens și să faci o echipă puternică. Dar cu Gabriela Firea, primarul capitalei? Am mai discutat cu Gabriela Firea, am mai discutat. Mai discutați și la telefon? Am mai discutat și la telefon, am discutat și când ne-am întâlnit, am discutat. Când a fost ultima oară când ați vorbit cu Gabriela Firea? Ultima dată am discutat, acum o săptămână am avut Comitet Executiv Național și după Comitetul Executiv Național am discutat. Ați avut o discuție privată? Da, o discuție deschisă și chiar o discuție foarte bună. Cu domnul Marcel Ciulacu, cel care este președinte interimar al partidului și care a preluat funcția după demisia dumneavoastră, în ce relații sunteți? Vă consultați cu dânsul? Dânsul vă cere opinii privitoare la partid? Suntem în relații colegiale, suntem în relații colegiale cu Marcel Ciulacu. Are o echipă acum formată în urma discuțiilor din CEX, în urma votului din CEX, care se consultă pentru pașii care îi facem partid. Nu am avut consultări cu Marcel Ciolacu legate de partid. Este normal, se formează o nouă echipă și este normal ca să existe aceste discuții între membrii noii echipe. Spunea domnul Marcel Ciolacu aseară că o să discute cu dumneavoastră pentru un loc de muncă, din ce am înțeles noi din declarațiile dânsului.
V-a contactat de aseară până astăzi? Nu, încă nu m-a contactat, probabil o va face, știu că este foarte răcit, poate o va face, am mai multe oferte pentru un loc de muncă, o să mă hotărăsc și o să merg acolo unde consider că mi se potrivește. V-ați dori un loc de muncă, nu știu, la partid, într-o funcție de noua conducere, poate v-ați implica? Nu. Nu, am spus că nu voi candida la congres pentru un post în noua conducere, dar voi sprijini noua conducere a partidului și am spus că mi-aș dori să mă întorc la organizația de femei, unde am activat foarte mult. Sper ca să nu facem cum s-a întâmplat până acum, să încercăm ca liderul partidului sau fostul premier să le scudem din orice funcție de conducere. Eu am încredere că Marcel Ciolacu nu va face acest lucru. Îl veți susține pe Marcel Ciolacu la congres? În primul rând trebuie să-și anunțe candidatura. Dacă își va anunța, deocamdată Marcel Ciolacu nu și-a anunțat candidatura, da, îl voi susține. Este foarte important ca acum să mergem înainte ca o echipă sudată, o echipă unită, pentru că avem în față alegerile locale și alegerile parlamentare. Este un an cu două rânduri de alegeri și dacă nu vom lăsa orgoliile personale și nu vom încerca să ne regăsim toți alături de noua conducere a partidului, cred că nici rezultatul nu va fi cel dorit și cred că am dezamăgit foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni în teritoriu, am ieșit după alegerile prezidențiale, toți îmi vorbeau de unitate, de faptul că trebuie să mergem uniți înainte. Eu sper că reforma pe care o vor creiona colegii care conduc acum Partidul Social-Democrat să fie o reformă care să îndemne spre unitate, în care fiecare dintre noi să ne regăsim și în care să nu facem greșelile care le-am făcut până acum. Poate și eu am făcut greșeli și poate noua echipă să nu repete greșelile pe care le-am făcut eu. Dar să nu încercăm să eliminăm pe toți cei care au fost înainte, pentru că vom lua totul de la început. Câți dintre cei care erau alături de dumneavoastră și în perioada când ați fost premier și președinte al partidului și candidat al partidului la prezidențiale au rămas și după demisia dumneavoastră de la conducere? Câți? Am să fiu foarte sinceră. Din păcate, foarte puțini. Din păcate, foarte puțini. Relațiile interumane sau prietenii ți-i cunoști și după aceste funcții pe care le-ai deținut. Pentru că important este omul, nu funcția. Iar cei care țin cont numai de funcție sunt cei pe care i-am văzut înainte un alt lider, pe urmă alături de liderul următor, alături de liderul următor și de fiecare dată și-au schimbat opinia în funcție de lider. Eu cred că relațiile interumane sunt mai importante. Cine v-a dezamăgit cel mai tare? Nu știu, nu aș vrea să fac referire la o anumită persoană, dar sunt destule persoane care m-au dezamăgit. Cu domnul Mihai Fifor ați mai discutat după demisia dumneavoastră? Nu am mai discutat. De fapt, eu nu sunt nici parlamentar, probabil dacă eram parlamentar, da, nu v-a mai aveam sunat, această... Nu v-a mai sunat. De sărbători, urările de sărbători și... Când și a fost atât. Ultima oară când ați discutat? Înainte de sărbători, nu am discutat, dar nu numai cu Mihai Fifor, sunt mai mulți colegi cu care nu am mai discutat. Ne amintim că în perioada lui Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, domnul Mihai Fifor juca un joc dublu. Cum de l-ați luat și în echipa dumneavoastră știind acest lucru și având această istorie a domnului Mihai Fifor? Eu am considerat că votul de la congres este cel important și că ce-și doresc cei care vin la congres, participanții la congres, ceea ce-și doresc organizațiile, trebuie să se întâmple. De aceea am lăsat liber votul la congres. Ați văzut că am avut și trei contracandidați, fiecare și-a spus punctul de vedere. Au fost mai mulți candidați la secretar general, mai mulți candidați la președinte executiv. Cei care au câștigat au fost cei care s-au bucurat de mai multă credibilitate în rândul organizațiilor județene. Dar nu v-ați temut că o să facă și cu dumneavoastră același joc dublu pe care l-a făcut cu Liviu Dragnea?
nu este singur. Să nu luăm un caz Mihai Fifor, sunt mai mulți. Dar eu sunt convinsă că timpul va demonstra aceste lucruri și că cei care s-au avut acest comportament și cu Liviu Dragnea și poate și cu Sorin Grindeanu sau cu alții au același comportament în continuare și cred că acest lucru trebuie să-l avem în vedere pe viitor. Dar acum nu cred eu că important este ceea ce simte Viorica Dăncilă sau câți au sunat sau câți nu au sunat au sunat-o după ce a pierdut alegerile prezidențiale și mi-am dat demisia. Important este ceea ce vrem să facem pe viitor. Și dacă am învățat ceva din toate aceste lucruri care au marcat, într-un fel, istoria Partidului Social Democrat. Mi-ați deschis o întrebare acum. Câți v-au sunat după ce ați... În seara aceea, după ce ați pierdut bătălia cu Iohannis, câți v-au sunat sau cine a fost primul care v-a sunat? Nu mi-amintesc cine a fost primul care a sunat. Nu a fost o situație foarte plăcută pentru mine. Dezamăgirea mea a fost că au fost colegi care imediat s-au gândit la noul, da, cum să, noua conducere. Cum să dea la o parte. Deci asta era cea mai importantă preocupare. Dar am intrat cu demnitate în politică, am ieșit cu demnitate. Nu mi-este rușine să mă uit în ochii oamenilor. Nu am luat nicio decizie greșită față de oameni. Poate am luat anumite decizii greșite în politică. Nu întotdeauna ceea ce ți se pare ție bun este bun și pentru ceilalți. Dar întotdeauna am luat cu bună credință pentru partid și și am avut teama să nu dezamăgesc. Cine a fost cu ideea să-l aduceți pe Gabriel Oprea în PSD? O surpriză neașteptată. Nu, Gabriel Oprea nu a fost adus în PSD. Toate aceste lucruri s-au speculat în acea perioadă. Au fost mai multe... Dar a apărut la sediul PSD, ne-amintim. Da, nu știu, vă dați seama, l-am văzut acolo, dar vă dați seama că atunci de și că veneau cât mai mulți oameni. Am avut foarte multe contracte semnate, contracte de cooperare cu sindicatele. Gabriel Oprea conduce un sindicat al militarilor și polițiștilor. Am semnat cu acel sindicat, am semnat cu Frăția, am semnat cu mai multe sindicate, suntem un partid de stânga și este normal să avem o legătură foarte bună cu sindicatele. Deci nu l-a adus nimeni în PSD, ca să lămurim. Nu. Gabriel Oprea nu era în PSD. Povestiți-ne, că sunt foarte curioasă, cum ați ajuns să fiți premier? Cine v-a propus? V-a sunat? Cum a fost? Povestiți-ne puțin. După cum știți, momentul. Eram europarlamentar, eram liderul europarlamentarilor din grupul socialiștilor și democraților europeni. Trebuie să vă spun că nu mi-am dorit să fiu premier. Am mers la sediu, era ziua în care trebuia să plec la Strasburg. Am mers la sediu, erau mai mulți colegi. Chiar Gabriela Firea m-a întrebat că vrei să candidez pentru premier și primul răspuns dat lui Gabi Firea, am spus nu. Nu o discutasem cu nimeni înainte. Deci ea a fost prima care a venit cu... Nu, Gabi. M-a întrebat pentru că se auzea pe presă, erau vehiculate mai multe nume, printre care și numele meu. Și în urma unei discuții pe care am avut-o cu Liviu Dragnea, erau mai mulți colegi, mult mai mulți colegi din conducerea partidului, mi-au spus că este bine să vin pe această funcție de premier pentru că am o imagine bună, că este legătura cu Bruxelles care este foarte bună și că în acest moment partidul are nevoie de mine în această funcție. Am crezut prima dată că e o glumă, nu m-am luat în serios pentru că nu mă așteptam la această propunere. Bineînțeles că am acceptat acest lucru. V-ați consultat cu cineva atunci? Nu m-am consultat în acel moment, dar gândiți-vă că în momentul în care ți se acordă atâta încredere încât să conduci destinele unei țări din partea unui partid politic, nu poți să dezamăgești. Trebuie să
să încerci să nu dezamăgești nici în momentul în care spui da, voi merge și voi face tot ce este posibil, și nici după, prin măsurile pe care le iei și prin modul în care te raportezi la funcția pe care ai obținut-o. Deci acesta a fost, am spus da, am răspuns mai multor întrebări ale colegilor mei. Pe urmă a fost o perioadă în care am așteptat să vedem decizia președintelui și din prima zi nu mi-a fost ușor, eu nu am fost ministru, deci, dar am trecut prin aproape toate funcțiile politice. Am încercat să ascult de opinia celor din jur, să învăț foarte mult și să mă implic foarte mult. Am muncit foarte mult. Ați ascultat mai mult de opinia celor din jur decât de ceea ce poate tot ceea ce v-ați dorit dumneavoastră să faceți și să puneți în aplicare? Nu, tot ceea ce auzeam în jurul meu sau lucrurile pe care le auzeam, întotdeauna le verificam. Pentru mine era foarte important să realizez cât mai mult din programul de guvernare. Pentru că este adevărat, Partidul Social Democrat a avut un program de guvernare foarte bun, pliat pe realitatea din România, cu măsuri foarte bune și pentru oameni și pentru țară, dar acest program de guvernare nu se pune singur în mișcare. Trebuie ca fiecare măsură să fie urmărită, fiecare măsură trebuie discutată, să vezi ce presupune această măsură. Dacă sunt situații în care, din motive obiective, trebuie să o amâni. Adică am încercat ca să am o foaie de parcurs pentru fiecare minister în parte și să urmăresc acea foaie de parcurs astfel încât să putem îndeplini cât mai mult din programul de guvernare. Dacă ar fi să dați timpul acum înapoi, v-ați mai asuma această funcție? Vreau să fiu premier. Da, sunt convinsă că aș face același lucru. Sunt un om care iubește oamenii și care își iubește țara. Și de fiecare dată am pus mai presus de ceea ce mi-am dorit pentru mine aceste lucruri. Și cred că am și demonstrat acest lucru. Am luptat pentru fiecare obiectiv legat de țară și legat de oameni. Și cred că aș fi spus da din nou și aș fi muncit așa cum am muncit în cei un an și 9 luni, în care cred că nu am dormit mai mult de 3 ore pe noapte. Pentru că în această perioadă în care am fost premier, am deținut și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Au fost și multe provocări, să nu uităm în anul 2018 calamitățile care au existat în România și a trebuit să dăm un răspuns tuturor acelor provocări, pentru că oamenii nu vreau să audă nu pot sau că nu sunt fonduri sau că alte motive. Vreau să vadă cum acționăm, nu puteam să aștept până când venea fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Am avut și foarte multe relații externe. A fost și o perioadă foarte, foarte complicată. Apropo de relații externe, cine a fost cu ideea aceasta a mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim? Nu, a fost ideea dumneavoastră? V-ați consultat înainte cu specialiști? Nu. Eu am spus că este normal ca o țară să stabilească singură capitala. Și atunci, având în vedere parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii, faptul că este partenerul strategic care asigură securitatea României, am considerat că trebuie să facem acest pas. Dar acest pas nu puteam să-l fac eu ca premier și atunci am solicitat un memorandum în guvern în care să cerem opinia tuturor celor implicați și să vedem care este rezultatul final, să sintetizăm toate aceste lucruri și să le trimitem către Cotroceni. Dar eu am considerat și consider că mutarea ambasadei era un pas important. Dar v-ați consultat cu specialiști când ați luat această decizie? Discuțiile pe care le-am avut, bine, am avut mai multe discuții, dar eu mi-am exprimat punctul meu de vedere. Punctul meu de vedere... Fără a vă consulta personal, cu specialiști. Punct de vedere personal, pentru că
v-am explicat, eu nu puteam lua această decizie, decizia mutării ambasadei trebuia luată de către președinte. Dar eu încă cred că mutarea ambasadei la Ierusalim atunci era un pas bun făcut de către România. Se tot vorbea atunci că Liviu Dragnea, practic, v-ar fi impus această... Nu, e adevărat? Nu. Liviu Dragnea nu mi-a impus acest lucru. Eu am considerat acest lucru și am și motivat care sunt, pe ce mă bazez când spun acest lucru. A fost opinia mea și eu cred că fiecare avem dreptul să spunem ceea ce credem și ceea ce ni se pare important pentru țară. Vă întrebam că dacă am dat timpul înapoi, dacă ați mai accepta funcția de premier, dacă am dat timpul înapoi, ați mai candida la președinția României? Nu știu. Aici este foarte greu de dat un răspuns. Am considerat atunci că este important să candidez și am să explic prin ce prismă. Prima dată am spus că nu candidez, că vom avea un alt candidat și că vom merge la alegerile prezidențiale astfel încât partidul să iasă întărit. Pe urmă am discutat cu mai mulți. Dacă venea un candidat din afara partidului, să spunem că intram în turul 2. Dar nu știam dacă este aportul Partidului Social Democrat sau este pentru că am avut candidatul respectiv. Pentru mine era important să întăresc partidul și să arăt că Partidul Social Democrat poate să crească în sondaje, nu poate rămâne la 22%, după alegeri a fost procentul chiar mai mic, și că ne putem ridica în sondaje. Al doilea lucru, ca președinte social-democrat, am considerat că trebuie să-mi asum acest lucru. Știam că dacă nu câștig în Partidul Social-Democrat există această regulă. Dar am considerat că procentul va fi mai mare. Am muncit foarte mult într-o perioadă foarte dificilă. Ați avut susținere? Poate dacă nu erau trădările în partid, și aici mă refer la moțiune unde deputați care au ieșit și senatori pe listele Partidului Social Democrat au votat împotriva Partidului Social Democrat, poate că alta era situația. Dacă nu pierdeam guvernarea, poate alta era situația. Mulți spun, domnule, de ce nu ați ținut legătura cu domnul Tăriceanu atunci? Păi domnul Tăriceanu atunci spunea că acea guvernare duce România într-o direcție greșită. O guvernare la care a fost și el prezent. O guvernare la care a fost prezent. Aveam a doua cea mai mare creștere economică din Europa. Aveam stabilitate și predictibilitate. Toate măsurile le puneam în practică, cu toate obstacolele pe care le-am avut din partea președintelui României. Și știți foarte bine că am funcționat o perioadă mare în care nu am avut miniștri pe anumite portofolii. Acum văd că este mulțumit. Deja de la a doua cea mai mare creștere economică, ministrul finanțelor ne vorbește de criză economică sau de recesiune. Știți, se vehiculează și s-a vehiculat ideea aceasta că ați fost pusă tocmai să candidați la președinția României, tocmai pentru că erau unii în partid care încercau oarecum să scape de dumneavoastră și să vă pună acolo un nod în papură, cum ar veni. Nu știu dacă... Cât credeți că e adevărat varianta asta? E prea puțin important dacă este adevărat sau nu este adevărat. Știți? Dar v-ați gândit? Întotdeauna trebuie să privim spre viitor. V-ați pus menționat această problemă? Poate și acest lucru, poate fi un motiv. Dar eu consider că totuși Partidul Social Democrat trebuie să nu mai aibă această abordare și sper ca noua conducere să schimbe această abordare. Trebuie să-l omorâm pe un lider pentru ca să aducem altul. Dacă mereu vom face acest lucru,
niciodată nu vom obține rezultatele pe care ni le dorim. Și oamenii ne judecă. Ne judecă foarte, foarte corect, pentru că văd tot ceea ce se întâmplă, văd atitudinea noastră și cred că acest lucru nu trebuie să se întâmple. Cred că nu trebuie să mergem pe jigniri, să minimalizăm pe unul sau pe altul. Cred că în Partidul Social Democrat este loc pentru toți și sper ca noua conducere să aibă această abordare. Mai mult decât atât, să nu uităm că atunci când, dacă eu din punct de vedere, Viorica Dăncilă a pierdut la un scor mic față de președintele Klaus Iohannis alegerile prezidențiale, am și mulțumirea că la alegerile prezidențiale partidul a ajuns la 31%. Și dacă eu ca persoană am fost foarte mâhnită de scor, cel puțin m-a bucurat faptul că partidul a crescut în sondaje atunci. Pe final, pentru că ne apropiem de final și va trebui să închidem acest interviu, care a fost cel mai dificil moment pe care l-ați întâmpinat din poziția de premier al României versus din poziția de candidat al Partidului Social Democrat la funcția de președinte al României? Cel mai dificil moment a fost momentul moțiunii de cenzură. Moțiunea este un instrument democratic pentru cei din opoziție, dar când am văzut la moțiune că cei care au candidat sub sigla Partidului Social Democrat au trădat și au votat moțiunea, am avut o dezamăgire foarte mare și m-am gândit atunci oare cât de multă corectitudine și cinste există din partea unora. Atunci a fost pentru mine o dezamăgire din punct de vedere guvernamental. Din punct de vedere politic, atitudinea unor colegi după ce s-a pierdut alegerile. Nu mă spune să dau, la nu voi face niciodată, da? Pentru că... Chiar vă spuneam înainte să intrăm la interviu că v-am văzut, cel puțin la ultima conferință de presă, cam singură la conferință. Au dispărut figurile acelea cu care eram obișnuiți să fie alături de dumneavoastră până atunci. Da, așa s-a întâmplat. V-a dezamăgit acest lucru? Nu m-au dezamăgit. M-au dezamăgit, nu pot să spun că nu m-au dezamăgit. Dar sper ca acest lucru să fie avut în vedere de noua conducere. Pentru că oamenii care au făcut asta o dată, de două, de trei ori, o vor face mereu. Doamna Viorica Dăncilă, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim!